Din păcate, în sistemul educațional românesc, educația timpurie este cenușăreasa. Adică lumea nu prea vorbește de ea decât în această perioadă, după care uităm de ea. Și în momentul în care vorbim de educație, vorbim de facultăți, de admiteri, dar nu uităm despre bază. Închipuiți-vă că dumneavoastră vreți să construiți o casă extrem de mare și solidă, fără să-i faceți o fundație sănătoasă.